În aviație cerul este limita, iar asta o spun toți cei care privesc pământul de la sute sau mii de metri altitudine. Tinerii au prins tot mai mult drag de planorism sau parașutism, două sporturi cunoscute la noi în țară. Unii fac asta doar din pasiune, iar alții muncesc intens pentru o carieră. Iar special pentru ei, la aerodromul din Deva, au început înscrierile la cursurile unde vor învăța să prindă aripi. Tinerii prind aripi și zboară. Norbert Scarlat are un palmares de invidiat la doar 32 de ani și a petrecut jumătate din viață mai mult în aer decât pe pământ. A ajuns pentru prima dată la aerodrom când avea 10 ani, iar acum a devenit unul dintre cei mai buni planoriști ai Europei. Norbert Scarlat, instructor planor aerodromul DEVA. Am continuat cu planorul începând de la 16 ani și practic am cel puțin 15 ani de când fac planorism. Acum sunt instructor, iar senzația pe care o simte în timpul zborul este una unică și nu este singurul tânăr care a ales să-și urmeze visul din copilărie și pe care să-l transforme într-o meserie. Claudiu a pășit pentru prima dată pe aerodrom în urmă cu patru ani, iar de atunci acolo pentru el este a doua casă. Iar dacă vă zboară gândul la o carieră în aviație, o puteți face, însă până acolo aveți nevoie de pregătire intensă. Pentru tinerii cu vârste cuprinse între 16 și 23 de ani, cursurile de la aerodromul Deva sunt gratuite. În schimb, cei care depășesc această limită de vârst trebuie să scoată din buzunar numai puțin de 6.000 de euro. Și dacă vreți să vă vedeți visul împlinit, o puteți face până pe 23 februarie, atunci când se termină înscrierile, relatează observatornews.ro.